O delegație formată din aproape 70 de elevi și profesori din mai multe țări a ajuns la Colegiul Tehnic de Comunicații MV Carpen pentru derularea unui proiect multilateral care se derulează pe parcursul a 2 ani. Oaspeții străini au fost primiți luni dimineață cu mare fast și în stil tradițional cu pâine și sare, pentru ca apoi să se deschidă oficial și seria acțiunilor ce se vor derula în această săptămână în Liceul Băcăuan și nu numai. I would like to express our joy to have you among us. Țin să-mi exprim bucuria de a vă avea printre noi și îmi exprim speranța că o să aveți o vizită plăcută aici, unde vom derula mai multe activități din proiect. Colegii mei au pregătit mai multe surprize pentru voi în funcție de acțiunile din program. Vă urez o săptămână plăcută și productivă. Sper că vă vor încântra profesorii noștri, elevii, echipa noastră, școala, dar și orașul. În final, sper să rămâneți cu o impresie frumoasă despre România. Good lasting impression about Romania. Elevii noștri vă vor prezenta școala, vor face împreună un tur al campusului colegiului și astfel veți putea descoperi toate surprizele pe care vi le-am pregătit în această dimineață. Lansarea oficială a proiectului, care are ca principal obiectiv promovarea unei culturi a îmbătrânirii active pentru evoluția armonioasă în plan psihosocio-profesional și spiritual, stimularea și promovarea învățării între generații, dar și dezvoltarea cooperării europene prin parteneriate între școli, a avut loc în luna septembrie a anului trecut. Proiectul se intitulează The Firetale of the European Golden Future, adică povestea de aur a viitorului Europei, și vine în întâmpinarea Comisiei Europene de a implementa conceptul de îmbătrânire activă. În activitățile derulate în proiect sunt reunite două generații, elevii și seniorii, care vor lucra împreună pe diferite workshop-uri. El are ca principală tematică îmbătrânirea activă și ca poveste ideea de a transpune elevii adolescenții în anul 2062, unde se întâlnesc cu propria persoană, pentru a afla cum s-a derulat viața sa din adolescență, tinerețe, maturitate și bătrânețe. La finalul fiecărei etape se construiește o carte virtuală și iată că această a doua reuniune de proiect este dedicată în totalitate capitolului Amintiri din tinerețe, cu valoare fundamentală hobby-urile, și toți partenerii noștri, inclusiv România, vor prezenta toate hobby-urile pe care le-au lucrat împreună cu bătrânii. În cazul României avem onoarea să lucrăm cu Club 60, și de toată această reuniune de proiect, așa cum veți vedea, are această tematică și, bineînțeles, prezentarea valorilor culturale și istorice ale României. Beneficiarii direcției ai proiectului sunt elevii și profesorii din școlile europene implicate. După lansarea oficială, prima mobilitate a fost în Turcia, în luna octombrie. Pentru noi, proiectul Comenius înseamnă un proiect de o anvergură foarte mare. Suntem foarte bucuroși să avem la noi în liceu vizita 8 țări străine, mai ales că este vorba despre elevi care vin din cele 8 țări. A fost până acum o primă plecare în Turcia, unde a fost prima reuniune de proiect. Acolo ne-am cunoscut foarte bine, ne-am distrat, am participat și la proiecte, tot cu hobby-uri, și noi le-am pregătit lor foarte multe surprize. După cum ați văzut, prima surpriză a fost primirea. Acum, chiar în acest moment, se desfășoară în anexele din liceu surprize pentru fiecare țară în parte. Sunt prezenți în Bacău în aceste zile profesori și elevi din 8 țări: Turcia, Letonia, Portugalia, Lituania, Italia, Polonia, Bulgaria și Grecia. Delegația din Slovenia, implicată și ea în acest proiect, este singura care nu a ajuns din cauza condițiilor meteo. Până acum nu știm foarte multe despre România, dar am avut surpriza să văd foarte multe lucruri plăcute, mai ales aici în liceu. Abia aștept să vizitez școala, orașul, împrejuribile, pentru a cunoaște mai bine această cultură și acești oameni. Noi, pentru prima dată, doar am asistat la acest proiect. Au fost șanse foarte mici de a fi acceptați. Apoi, după ce am primit finanțare, ne-am implicat mai mult. Chiar am vrut să cunoaștem România și să aflăm mai multe informații despre această țară. Proiectul este structurat în 6 subproiecte, fiecare din ele axându-se pe o valoare fundamentală a etapei de vârstă pe care o abordează, iar rezultatele obținute vor constitui capitolele unui jurnal imaginar. Limba de comunicare în cadrul proiectului este engleza. Următoarea mobilitate va fi în aprilie, în Slovenia.